Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți și-a arătat solidaritatea printr-o acțiune de donare de sânge față de militari și civili din Ucraina, care au luptat și au fost răniți în urma războiului, precum și pentru creșterea rezervelor de sânge din spital. Misiunea de astăzi a fost una mai specială, aceea de a contribui la salvarea de vieți omenești printr-un simplu gest umanitar, acela de a dona sânge. Astăzi, polițiștii mehedințeni și-au arătat solidaritatea față de semenii lor de peste graniță, militarii și civilii din Ucraina care au luptat și au fost răniți în urma războiului. Sângele pe care noi îl numim picătura de viață nu poate fi cumpărat, nu se poate fabrica, ci se poate obține doar prin bunăvoința celor din jur. Pe această cale, polițiștii îndrumă toți cetățenii să se alăture acestei campanii umanitare, atât pentru răniții din Ucraina, cât și pentru toți cei aflați în necesitate, deoarece nevoia de sânge din spitale este mare. Câteva minute din timpul dumneavoastră pot salva o viață. În general, la centrele de donare este criză, iar odată cu pandemia, mulți cetățeni nu au mai venit să doneze sânge de teama infectării cu noul coronavirus.